Să dea naiba dacă au astea vreun gust. Ai luat mâncarea urătăniilor de la gură și, mă rog, cioc. Cioc, cioc, deschide. Ce? Mintea. Spre produse mai sănătoase care să te mențină fit. Ai, na. Dar n-am nevoie, nu mă vezi că sunt deja slab? Se vede, slab educat. Că de asta spargi mai semințe de floarea soarelui și de dobleaca cocalarii. Tu, viitor avocat. Extraordinar. Dar nu le sparg la tribunal. Momentan. Că încă nu te-a reclamat nimeni că umpli bordurile de coji. Dar lasă că vine și momentul ăla. Bună ziua, copii! Bună ziua! Ce aceea, mă? Cloac, șezătoare sau unitate militară? Stați să-mi spargeți semințe, mă, la școală, mă? Clar sunteți pe frecangeală! Ce frecangeală, șefule, că nu vezi că noi ne gândim la o campanie pentru domnul președinte? Păi și cum faceți campanie că spargeți semințe? Dar astea nu sunt semințe normale, sunt semințe de chia care stimulează intelectul. Stimulează pe dreapă, să vă iau. Păi tu cine a fost chia, băi? Cine? Mare designer de automobile! Pui tu mie cine a fost chia! Vă găsește, draci, de azi înainte s-a terminat cu orice urmă de frecangeală în unitatea asta. Se interzice consumul de semințe, că nu stimulează decât frecangeala. Mai dezvoltă și țărănia din voi, vedeți cazul Chiorete. Bă, mai sunt și proaste. Șefe, Mârlanu a nebunit definitiv. A confiscat toate semințele din palat și a interzis și intrarea cu ele în unitate. Noi ce mai mâncăm? Ia uzi, dragă! Da, voi mânca semințe? Sunteți pirande? Nu semințe de floarea soarelui pe bordură, pupăză. Semințe de alea bio. Chia, in, cânepă chinezească, sunt stimulente. Hai, lasă-mă! Și ce stimulează? Arderile. Oh, da, da, chiar și arderile. Arderile. Domnule președinte! Arzi pentru dumneavoastră. Măi, Farfaru, încetează, dragă, că poate ne vede cine... Mamă, dar ce puternică ești! Auzi, tu ai luat ceva? Nu, doar semințele de cânepă și de chia. Că doar ele mă țin așa în formă. Nu, nu era ideea lui Mârlanu până la urmă. Fără semințe. Că doar sunteți la Palatul Cotroceni, dragă, nu la vrânul din ăla cu turnulețe ca la Strehaia. Pupăză, repet, nu sunt semințe de alea de floare, cocălărești. Sunt semințe de fițe. De fițe, că sunt de regim, că stimulează... Lasă să nu mai stimuleze. Că pe lângă arderile voastre, stimulează și țărănia lui Chiorete. Că doar îl știți sămânțar. Se crede mărgelatul. Și poate-l vezi, naibii, în vreo revistă de scandal cu vreun titlu de ăsta Cocalarii președintelui sau Țărănia salvează România. Păi... Eu nu pot să cred că susții aberația cretinului. Câteva zile, dragă, experimental. Hai că n-o-ți muri acum. Uite să vedem cine rezistă fără. Cine are autocontrol. Flășc. Băi, nebun, ia uite cât ești nebun, o cere asta, mă, e bine rău de tot. Ia. Opa, să mulțește-ne genul, ia să vedem noi cine e purașit. Da. Mă, e bine rău de tot. Cumpărnea, cred că-i de la semințele alea. Stimulează frecangeala. Las că ne trage o frecangeala. Dacă nu să-i frești pe sectoare și cu instrucție, pregăsește, dracii! Mamă, bă, frate, noroc că nu poate să nască bărbații. Eu zic să nu te entuziasmezi atât de tare, că se fac studii să poată. Serios? Bă, păi când ajungem la șefie, noi le interzicem pe astea. Bă-s de acord. Fii. Auzi? Tu realizezi că te-ai excitat o naștere live? Păi, tare rău, ești nebun. N-ai văzut și tu? Oh. Oh.
pățit. Dracu, mă piaptă, am pățit. Sunt calm. Sunt calm ca un bou. Sunt nervos, aia s-a întâmplat. Tatălău ăla mi-a confiscat tot, tot lotul de semințe. Cum să nu nebunești? Cum să fii calm? Auzi, eu zic că tu nu ești nervos. Pare că ești însevraj. Așa, și foarte bine. Sunt dependent de semințe, recunosc. Ce de când să fac? Să mă internez la desămânțare sau care-i treaba? Da, mă, iubi, mă, că eu glumeam cu tine. Asta e glume? Păi, făceam și eu o glumă să te mai relaxezi. Calmează-te că o să rezolvăm asta. Îți iau eu altele. Ce alte? Alte semințe. Da, mă acurai de tine, dar unde? Că n-ai voie să intru o semințe la Cotroceni. A ordonat președintele, ordin semnat pe unitate, la revedere cu brânză. Relax. Ție n-au cum să-ți interzică să introduci semințe în unitate. De ce? Pentru că ești ministru agriculturii, de aia. Și știi ceva? Poți să le spui că ți-au trimis ăștia, nu știu, producătorii ăștia de cereale, niște mostre să le evaluezi. Semințe de evalua? Ești genial. Iară. Doar atât? Momental. Mă duc să iau o pungă de semințe să o devorez. Ca aia e puterea ursului și că mă întorc. Praf de fac! Doamne ajută! Măi, dragilor, am fost și eu cândva tânăr. Chiar dacă nu pare. Și știu cum e când îți vin poftele. Că când ești tânăr, n-ai nevoie de niciun fel de stimulente. De-aia le-a și interzis armata, mă, că într-o unitate militară trebuie să respectăm niște reguli, să învățăm, să ne abținem. Știu că e greu, dar cu voință se poate. Și o să vă ajut și eu cu un mic contrastimulent. Ce dracu e la profu? O substanță folosită de când e lumea și pământul, de când s-a inventat armata, arcul cu sabie, cu lunetre și calul de lemn, după bromura. Adică, pe vremuri, când se trezeau soldații la 5 dimineața să-și bea ceaiul, le puneau bromura asta, ca să le culce scularea. A? Adică efectele bromurii sunt inverse față de afrodiziace, înțelegi? Exact! Omoară dorința băieților! Erecția! Există așa ceva? Eu știam că la maidanezii ăștia tine nu le omoară nimic. Ierte că există. Da, în legendele lor militărești. Bă, dacă ești așa sigur că n-are niciun efect, ofertă mătăruță, voluntar, faci o cinste cu bromură, te baci? Faceți degeaba, proful, nu vedeți că săracul n-are nicio parteneră? Păi n-are două mâini, cum n-are? Las că știu cum facem. O verificăm pe Chiorete. O verificăm pe Chiorete că ăsta are gagică. Da? Bă, dar nu spuneți la nimeni, nici măcar lui, că e top secret. Te-am înțeles? Da. Ce faci, puișor? Mulțumesc bine, domn președinte! Servesc patria! Să trăiți! Să trăiți! Să trăiți! Să trăiți de dori! Să trăim cu toții, Chiorete! Să trăiți cu toții! Să înțeleg că tu, ca să trăiești, trebuie să ciupuri niște nutresc, altfel nu merge, nu? Ce să fac? Chiorete! Bordați! Vezi că unde-i ordin, nu este excepție. Dă-ne coace. Ar trebui să fie, domn președinte. Căci că fiindcă eu, ca ministru de agricultură, sunt nevoit să dezgust semințele astea, ca să-mi dau seama de valoarea lor și ce ar trebui eu să le recomand la fermieri. Că de-aia... Auzi ce? Lasă că se descurcă fermierii și fără sfatul unui polițist. Și dacă ești stresat de faptul că ești ministru agriculturii, eu te pot ajuta. Da, și eu fucri. Adică îți iau funcția. Nu! Domnul ministru, într-adevăr, vă las funcția că văd că aveți o producție baban, ca lumea. Ce? Ia, ia uite aici, ia. Pentru dumneavoastră. Mai, mulțumesc.
Mai scoate, mai scoate, Chiorete, hai. Gata. Hai că nasul meu nu mă înșeală. Miros că mai ai și alte semințe. Mai am eu? Da, mai ai, mai ai. Ca să nu te caut eu, Chiorete, dă-mi coace. Vai, ce surpriză! O, ce surpriză! Gata. Mai scoate, mai scoate. Mai scoate, mai scoate. Toate, Chiorete. Toate, Chiorete. M-am gândit eu că nu mergi tu la sală. Ia uite, bă, unde era recolta României. Ce să zic, domnul ministru? Puțin? Foarte puțin. Mă scuzați, domn președinte, a fost secetă. Da? Păi atunci, domnul ministru, mai lasă băutura. Nu, secetă la nivel de țară, nu! A, la nivel de țară? Da, șeful! Eu, după cât am văzut, a mai și plouat, totuși. Da, nu, că de plouat a și plouat. A plouat. Și când e secetă, când e inundație? A. Adică o zi e secetă, o zi inundație, o zi e secetă, o zi inundație. Aha. Așa e obiceiul la noi, la minister. A, la minister. La minister, la noi, da, așa e. Tradiția. Când e secetă, când e inundație. Ce-ai, mă, de face așa? Băi, bă, Chiorete, bă, lasă dracu, ce ai eu. Du-te până la baie, că uite ce culoare, oi, oi, ceva se întâmplă, du-te să te uiți în oglindă. Se întâmplă, dragi Dani, azi, mă, e de la stres. Dar o să mă rezolv cu ceaiul ăsta, relasă. Aude, stai un pic, bă, ia du-te până în cort, ai văzut tabla aia nouă de-a pus acolo? Nu mă interesează, că nu eu sunt comandant. Da, auzi, stai, dă-mă și mie o cană să-mi pun și o leacă de ceai. Te bag în moașta pe gheață, dar du-te și ia-ți, că n-ai servitor. Stai așa, nu bea, stai să dăm noroc, bă, că după ce dăm noroc să... Să dăm noroc. Stai, merde. Cana, că nu știam de cana, da. Ce? Care? Ce ai, mă? Vine un miros extraordinar de puternic care mă nebunește. Ia uite și pe ăștia, bă, ce-a făcut pe jos pe acolo. Care dracu a scăpat semințele alea? Stă-n ca la porci, să vedi, ia uite. Semințe! Peculiță, ce bine e! Ia! Hai noroc, Chiorete, să ne fie cum de-a auzată, bă, în armată! Da, ce m-a liniștit! Mamă! Ce? Ce gust oribil! Jur că e exact ca ăla din armată când îl beam! Păi, da, ce să vede? Chitră de pupă, s-au luat cei ăsta de flecuri, că e mai ieftin. Nu e spus să fie zeamă de pufoică, cum ne dădea în armată atunci. Dar mie îmi face amintiri plăcute, bă. Ia mai iau o gură să vezi. Ce? Bea-l, mă, tot să-ți revii, că ai văzut ce rău ți-a reat din aur. Bea-l-i tot, cum îți zic eu, bea-l-i. Dă-i pe gât. Dă-i pe așa. Vezi că e mai bine, e deja mai... Îl iau cu ghițituri mici, că nu pot să-l beau așa. Ia-l cu mici, cu beri, cu ce vrei tu, dar ia-l, bea-l tot. Păi ce facem, boss? Păi e frumos așa ceva? Adică nouă ne interzis semințele și tu ce ai pe birou? Rezerva strategică de cereale a României, a? E frumos? Stai, dragă, liniștită, că asta este marfă de contraband, este confiscată. Se distruge. Hai că mă duc să-mi putrez nasul, că m-ai și enervat. Uite-mă la el, trofeu. Puterea ursului, a? Trebuie să-i afrodisia. Ah! Auzi, să arunci și tu semințele astea, că așa zis șeful, nu mai sunt bune. Da, sigur, sigur. Puterea ursului. Bun. Iubi! Ta-da!
coiculiță! Na. Ce primesc eu pentru astea? Alte semințe dă frutul pasiunii! Hai. Nu poți să cred! Vă zici, bă, Radu necredincios! Vot Eros de Montandum! Nu pot să cred că mi-ai luat pungă mare! Ca să te stimulezi să vii și tu tot cu o chestie mare! Așa e bine! E beton! Loteros de Montandum! Ia mai chiar, mă, cu filozofie! Ia, hai, toată lumea, marș afară de aici! Lăsați oamenii aia să-și șade și în intimitate acolo, ca vitele cu jarecă în cort mai mare rușine! Hai, dați! Hai! Și puțină sare. Asta ca să-i dea un pic de gust. Cel mai important, puterea ursului. Bun. Hai că miroase bine. Prânzul. Asta e prânzul? Da. Ce asta, drag? E salat? E verdeață? Adică mă pui să pasc? Băi, barbarul, eu am nevoie de mâncare serioasă, dragă, că eu sunt bărbat care depune efort. Eu nu mă pot susține dintr-o foloștină de-asta de muieret. Șeful, mă scuzați, dar ăsta e meniul zilei. Nu ați spus dumneavoastră să fim mai economi, că vine criza alimentară, să ne obișnuim cu greu? Păi tocmai de-aia am tăiat carnea din meniu. Da, dacă e vorba de economie, foarte mic, foarte mic. Bun, acum lasă-mă ca să mă înfrupt din prânzul ăsta. Eu trebuie să rămân aici ca să văd că mâncați. Dacă cumva aruncați mâncarea și dați comandă la vreun fast food, pe Șestache, poftă bună. Deci... Până la urmă... Dar să știu că are un gust chiar așa. E interesant. Nu e foloștina clasică pe care o știam. Ai făcut-o foloștina. Ai o foloștina. E bună. Dragilor, armata care se face acum e... E parfum, e pistol cu apă față de armata pe care o făceam noi la vremea noastră. Era armată grea nemică. Mă, veneam frânți, rupți din instrucție și din târâșuri și din culcaturi, șamădă. Cum vedeai patul, cum să te culci? Dar ce puteai? Nu-ți. Ori erai plantor schimbul 1, ori plantor schimbul 2, ori plantor schimbul 3, ori erai de veche sau de pe undeva prin gardă. Trebuia să stai treaz toată noaptea și a doua zi iar. Noi atunci, la momentul ăla, trebuia să ne dejechipăm la băsul de cribit. Altă legendă. Nu e nicio legendă, ăsta e adevărul adevărat. Cum adică altă legendă? Dar care legendă mai e? Aia cu brumura. Păi aia nu e legendă, bă. Că ea a existat și chiar s-a administrat. Dar nu avea niciun efect. Bă, de unde știi tu? Pentru că am testat-o, logica. Doamne, ți-a avut brumura. Da. Nu merge nimica cu mine. Tu uite că ai un ochii mei când vorbești, că eu vreau adevărul. Vezi că eu sunt copoi bătrân, am fost polițai. Eu miros minciuna de la o poștă. Adevărul acu. Bine, o avem de la Mârlanu, dar nu ne-a dat-o nouă. V-a pus-o dumneavoastră în ceai ca să verifice dacă, na... Tu care și măsa de cuidu. Deci de-aia avea ceaiul gustul ăla ca armat. Dar de unde știți voi că n-a avut efect? La cum gemea Duduianca, sigur n-a avut. Ce-a avut? Mă, tu șați pe la uși ca perversii? Mârlanul ne-a obligat ca să ne demonstreze efectele bromurii, care, apropo, nu există. Sunt o legendă. Nu există, efectul există. Păi și atunci de ce nu s-a văzut efectul? Păi nu s-a văzut efectul, că...
că fiindcă... Bine, mă, vă zic adevărul și numai adevărul. Dar asta pentru respectul care îl port eu la uniformă și la armată. Dar totul rămâne numai între noi. Mormânt. Și-a făcut efectul că fiindcă... Eu iau și un pumn dintre ăla de afrodiziaci. Pentru prostată, ajută mult la prostată. Și da, eu am o vârstă și... De. Și... Nu vreți și desert? De la cine? De la mine. Știi ce? Nu acum, pentru că... Mă, cam doare foarte de la salata asta, sau ce-o via. Nu zici că... Dar oare trebuia să-i pun semințele în prăjitură? Dar care prăjitură are semințe? Coliva, dă! Mă, sigur bromura aia a fost expirată. De-aia nu și-a făcut efectul, că altfel nu mi-explic. Că dacă s-a interzis la armată, o să mai fabrică acum. Și dacă o să mai fabrică, înseamnă încheiat pe vreo când a făcut armata. Deci de-aia n-a avut niciun efect. Prof, nu era expirată. Chiorete era dopat. Ce a face? Ia afrodisiace ca să impresioneze pe gagică sa. De ce ai zis, mă? Ca să nu te umfli tu în pene, că ai avut dreptate. Să umflă degeaba, că oricum n-a avut dreptate. Până nu se demonstrează contrariu, am. Mă, uite, o să se demonstreze chiar acum. Eu nu beau expirăciune. N-am zis-o, bei, bă, tâmpitole, vino să-mi o dă-ți faci. Aha, ai pus mâna pe Elvin. Chiorete! Hopa! Deci, bătăluță, ești persoana care îl aprovizionează cu marfă interzisă pe Chiorete. Bătăluță, ești aia care încarcă embargo-ul. Da. Deci, bătăluță, ești tot aia care vrea să-l transforme pe prost într-un țăran. Păi da, asta și vreau. Că țăranii se mânțează bine, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Păi vezi că nu semințele-l fac pe el inseminator. Da? Afrodisiacele. Că dacă cu treaba cu bătăluța a început prostul să ia cu pumnul afrodisiace. Căci că l-ajută la însămânțări. Dar nu l-ajută la nimic. Ce matale credeai că-i mai merge prășitoarea ca pe vremuri? Ha? Haideți, șef, încă puțin ca să vadă familiile eroilor că le cinstiți memoria. Haideți! Bă, dar nu mai intră. Păi și... Nu vreți să vă ajut eu să intre? Mă duc și mă întorc. O, dar dă-o încolo de treabă, chiar e alergic la toate semințele. Și de unde mai iau eu acum alt afrodisiac? Sir, haiți să trag. Ce are mămica acolo? Pentru ce? Premiu. Premiu pentru ce? Pentru că e pastiluțe de alea care mă fac pe mine fericită. Ți-au zis, țațele. Păi și mi-au promis că o să-ți ție gura, să vezi ce le fac acum. Stai pe loc! Nu copiii mi-au zis, mârlanul mi-a zis. Și nu ai de ce să fii supărat, pentru că eu sunt foarte mândră de tine. Da? Da. Ok. Dar eu tot o să-i plătesc pe mârlanul. E muța mea cea mai frumoasă din lume. Ce vrei?
adus și mie de la spital o sticluță de bromură. De care? Din cea mai bună. Omuleu, de care să fie? De calciu, de potasiu, de sodiu? Pentru ce trebuie? La... să dezinfectezi ceva. Aia e betadina, nu bromură. Nu mă, vreau bromură. Pentru pupăză, să... Ai aflat că are vreo întâlnire și vrei să-i dai daună, să-l distrugi de tot, să-l faci de râs, ha? Mă, că nu știi tu, că bromura e afrodisiac. Hai, vă pași, că acum tu vinzi castraveți grădinarului. Vezi că am fost și eu în armată. Deci n-am. Bine, mă, nu m-ai rugat tu ceva vreodată? Bine. Ha. Ce texteria asta? Cine credea că vorbești? Vedem, vei, dacă băieți face și șmecherii. Aha, exact cum mă gândeam. A scos dopurile ca să respire mai ușor la aplicat. E, las, dacă vă pui o travă în irezvânt, cum mai respirați, măi? Mârlanelul meu cel mai drăguț din lume! Sunt dragul ăla că știu că sunt așa mișto. Ia zi, fă-i ce vrei. Îmi dai și mie niște bromură de-aia? Păi la ce drag faci tu cu bromura când te aștept cu... Și asta e expirată, că nu mai are niciun efect. Păi tocmai de-aia că vrea Emma ca să o ducă la un laborator să o testeze. Emma, ia... Așa mi-e temnicule. Deci răspândești zvonuri despre mine că eu afrodiziace cu pumnii, ai? Ca să mă faci de rat. Că nu mai merge Georgică, vezi, doamne. Păi ce mai merge? Să vezi ce bătaie strag. Tu ce afrodiziace ai? Drăguță, aici avem o discuție ca între bărbați. Yes! Și cu ce treabă ce-i căpacil? Am venit să te joc în picioare. Ce dracu, mă, azi e sâmbătă. Păi și ce, nu ești dătură? Ba da, dar după patru, vino și tu mai încolo. Ce să spun, că m-ați nebunit de cap. Cine v-a supărat, șeful? Cine m-a supărat? Același! Tântălău ăla vrea să-mi transforme unitatea în rezervație de perverși. Fiar bromura de cap să-i fie! Păi atunci, bezi ceaiul ăsta că e de la calmant. Vă liniștește. Mă liniștește. Asta are gust de... De ceai din ăla pe care ni-l dădea nouă pe vremuri în armată. Auzi, economie, dar sper că n-am trecut la zeamă de bocanci. Nu, chiar, dar dați-l mai repede pe gât să nu se simtă austeritatea. Da. Cum a venit Melanie? Și unde e? Vin acum! Și Melanie. Nici o Melanie. Dar ce s-a întâmplat? Vi s-a făcut rău și ați leșinat. Cred că de la austeritatea asta, că ne hrănim numai cu prostii ieftine. Și șeful, aveați dreptate. Păi un mascul feroț, așa ca dumneavoastră, are nevoie de calorii serioase, că el depune efort. Da. Auzi? Dar sper că n-ai profitat de mine cât am fost... Nu, doamne ferește, eu doar v-am resuscitat ca să nu vă pierdem. Și acum că veni vorba. Mai continuăm cu austeritatea asta? A, nu, numai, gata. Fără foloștină, fără semințe, fără de-astea, că numai. Bă, dar ce ceai bun! Uite, parcă m-am mai calmat așa. Mi-a dispărut și durerea. Vrei și tu? Că te calmează. Vrei să-ți pudrezi la sujetul? Păi ce facem, boss?
Încă nu m-am uitat. Adică m-am uitat un pic, dar nu... A, că nu m-am uitat acum. Deci tu vrei să mă uit? Nu, nu, nu. Lăsați lumina aprinsă, că... Mamica! Ce putoare ești tu? Aici te-am lăsat tacit, te găsesc. A, dracu, dacă ai face ceva... Mă scuzați, hai încă o dată. Nu da, stop! Hai!